Salutare tuturor! Sunt Dariana, iar astăzi v-am pregătit ziua recenziilor și prima recenzie este a cărții Pădurea Spaimelor, Băiatul Corb și Fata Spiriduș, carte scrisă de Marcus Sedgwick. Aceasta este apărută la editura Booklet Fiction, într-o ediție bilingvă, o pagină fiind în română, iar alta în engleză. Povestea urmărește doi copii, adică Băiatul Corb și Fata Spiriduș, Raven Boy and Elf Girl, fiecare având câte o teamă. Băiatului Corb îi plăcea să stea în copaci și nu voia să se dea jos de acolo, iar Fata Spiriduș nu suporta să fie la înălțime. Dar când un uriaș calcă pe acolo, ei trebuie să-și înfrunte fricile și pentru că familia fetei Spiriduș stătea fiecare în câte o căsuță, trebuie să meargă să îi salveze. Mi-a plăcut foarte mult faptul că Băiatul Corb a dat dovadă de loialitate și și-a riscat viața pentru familia prietenei sale, ei devenind din ce în ce mai apropiați și pentru a afla ce s-a întâmplat cu familia fetei, care este în centrul acțiunii, ei trebuie să traverseze pădurea spaimelor, care este plină de obstacole. Ei trebuie să ajungă la o vrăjitoare despre care se presupune că știe tot și ea să le spună unde sunt părinții lor. Ei merg în căutarea acestora, vă las pe voi să aflați ce se întâmplă cu uriașul calcătot și cu cei doi dacă îi salvează familia fetei. Mi-a plăcut extrem de mult faptul că ei au avut o puternică legătură, chiar dacă s-au întâlnit din cauza uriașului, din cauza stricăciunilor și la început ei erau destul de încăpățânați, destul de posomorâți, nu voiau să vorbească foarte mult unul cu celălalt, însă mi-a plăcut foarte mult parcursul lor și faptul că ei au devenit cei mai buni prieteni. Cartea are și o copertă foarte frumoasă, ce îmi aduce cu alte cărți minunate, ce seamănă cu aceasta. Există și foarte multe ilustrații ce fac lecturarea cărții mai ușoară. Toată povestea aceasta însumează doar 220 de pagini și consider că merită citită. Este o carte plină de aventură și mister. Dacă vreți să lecturați ceva care să vă facă să râdeți, să vă dea o stare de bine, aceasta este cartea potrivită. Eu i-am dat 5 steluțe din 5 și o recomand. Are un limbaj ușor, atât în română cât și în engleză și nu o să regretați dacă puneți mâna pe ea. Eu le mulțumesc celor de la Booklet pentru toate cărțile pe care mi le-au trimis și este una dintre editurile mele preferate. Ea prezintă foarte multe cărți pentru copii mai mici, dar și pentru copii mai mari și consider că aceasta este potrivită pentru toate vârstele. Cam aceasta a fost recenzia cărții Pădurea Spaimelor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu pentru a ne strânge 2000 de cititori. Noi ne revedem într-un alt videoclip. La revedere!